Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. În România, trecutul și viitorul nu se întâlnesc în prezent, ci se află într-o încleștare pe care o vedem în contraste la tot pasul. Avem o armată de informaticieni printre cei mai performanți din lume și o administrație de mediu care mai lucrează cu dosare cu șine. Ce legătură există între zgârie norii de birouri din Pipera și sate aflate la doar câțiva kilometri de București, în care se trăiește ca pe vremea iobagilor? Ce legătură există între oameni politici rupți de realitate și tinerii care creează acele startup-uri extraordinare care conectează România la viitor? România e plină de contraste și are o nevoie uriașă de digitalizare și modernizare cât mai rapidă. Avem cu cine, avem cu ce, ideal ar fi să avem și un cadru legislativ care să ne ajute, nu să ne încurce. Putem să ne plângem de dimineața până seara, dar asta nu va schimba nimic. Putem însă să ne suflecăm mânecile și să mișcăm fiecare ceva acolo unde suntem. Liviu Sima este dintre cei care se mișcă. La bază este ITist, dar are și fibră de antreprenor. În 2007 a fondat compania IT Genetics, pe care a lansat-o în 2018 și în Ungaria, iar un an mai târziu în Bulgaria. Este unul din investitorii de la Tech Angels România, care își propune să contribuie la digitalizarea României și a Europei de Sud-Est. Liviu, bine ai venit la emisiunea Noi venim din viitor, unde aducem evident oamenii care vin din viitor. Ești antreprenor, iar religia ta se numește digitalizare. Aș vrea să începem cu tine. Cum ai ajuns antreprenor? Care a fost motorul devenirii tale? Puteai fi apicultor, pictor sau popă, dar ai devenit antreprenor. Ce te-a dus până aici? Bună dimineața, Mirel, și bine te-am găsit. Mulțumesc mult pentru invitație și pentru oportunitatea de a face acest interviu pe o temă interesantă sau cu o poziționare interesantă, cum ai spus tu, privind din viitor. Am început business-ul de tânăr la 18 ani alături de prietenul meu Ștefan Axinte. Noi doi am cofondat IT Genetics. Pasiunea a venit încă din copilărie, nu mai știu exact, dar grădiniță, școala primară, de atunci am început să cochetez cu lumea calculatoarelor și a fost și atunci era, cred că, un trend interesant, cum e și în zilele noastre, informatica, și cumva am achisat la domeniul acesta. Și practic mi-am... Adică ai început copil fiind cu jocuri, pentru că așa încep toate, cu o joacă. Nu știu dacă tu ai prins cumva logo scris, să numeau un program pe vremea aceea. Efectiv scrieai linii de cod și reușeai să desenezi pe ecran linii. Era ușor să scrii, să ai text, dar mai greu cu desenatul și dădeai practic niște coordonate încât să creezi grafică pe ecran. Deci cam așa se întâmplau lucrurile, cred că prin 96 sau cam în anii aceia. Și în timp am dezvoltat pasiunea asta. Practic în liceu am ajuns să lucrez part-time alături tot de un prieten. Practic eram un ucenic și am absorbit foarte multe și până la finalizarea liceului deja aveam formată pasiunea asta foarte mare pentru tehnologie și întâmplător același parcurs l-a avut și colegul meu Ștefan. Eram și colegi de liceu în vremea aceea și la final de liceu ne-am regăsit și într-o zi întâmplător am aflat pasiunea noastră comună și am zis hai să pornim la drum împreună. Ce-i drept la vremea în 2007 fără prea multă viziune, adică nu știam în ce direcție o să ne îndreptăm. Noi pur și simplu ne plăcea tehnologia și ne doream să fim antreprenori. De la asta am plecat și am plecat de la zero cu banii de fondare unei companii de pe vremea. Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
lucrurile par destul de ușoare acum în 2021, dar în 2007, când informatica era la începuturile ei, adică deja mi se pare foarte departe, deși nu sunt decât 15 ani, poate. Cum ați făcut într-o lume care nu era chiar așa ușor să găsești banii, cum este acum, nu era așa ușor nici cu legislația, cu cadrul legislativ, nu era ușor nici cu piața, pentru că erau produse inovante, produse noi, era o altă abordare față de ce știam noi în acel moment. Cum ați făcut? A fost și ușor și greu, aș zice, în același timp. A fost mai greu pentru că nu am avut, comparând cu zilele noastre de astăzi, nu am avut atâtea surse de informare. Adică țin minte că și pentru formarea companiei ne-a luat, nu știu, o lună de zile să formăm compania. Acum cred că în 3 zile poți să ai o companie. În zilele noastre sunt atât de multe firme care fondează compania, atât de mulți consultanți, avocați. Deci ai toate resursele, pe lângă acceleratoare, hub-uri, adică o întreagă infrastructură care este focusată spre a deservi antreprenorii la început de drum. În anii aceia, 2005-2010, nu exista infrastructura asta. Poate prin vest ceva mai mult, dar în România clar nu. Și ne-a fost mai greu să începem, cum ți-am zis, de la zero. Practic am clădit totul organic, ne-am luptat pentru primii clienți, pentru primele contracte, am fost serioși, am livrat prompt, am ținut, nu știu, la calitatea, în primul rând, a serviciilor dincolo de produse și ce am mai livrat noi către clienți în perioada aia. Și am reușit să construim, exact ca un burger, fenomenul burgerului de zăpadă, astăzi unul, două lucruri, poimine mai mult și tot așa am reușit să construim de-a lungul anilor. Evident că ulterior, pe măsură ce încep lucrurile să se dezvolte, să se creeze conexiunile, să ajungi cunoscut în piață, lucrurile, cum ai zis tu, se leagă mult mai ușor. Dar într-adevăr, dacă faci o paralelă între anii 2005-2010 și acum, este mult mai facil în zilele noastre să începi, pentru că ai finanțare la colț de drum, sunt mulți angel investori, sunt multe fonduri care vor să investească, toți caută ideile inovative. Cred că e ceva mai greu dacă nu ai o idee care să facă, în termenul engleză, disruption, adică cumva să schimbe status quo, să aducă alt unghi în piață sau să descopere o nouă nișă. Dar chiar discutam cu cineva ieri și e hazlie ideea, îmi spunea un prieten cu care discutam despre investiții. Dacă acum 10 ani sau 15 ani ar fi venit iPad să ridice o investiție, oare câți oameni ar fi pus bani în iPad? Că acum se tot vorbește, unicornul, Daniel Dine și mă rog, suntem toți bucuroși și îi felicităm. Dar mă rog, cred că probabil au istorisit pe parcursul interviurilor. Acum 10-15 ani, cred că cu toții ne-am fi uitat ciudat. Ce vor oamenii ăștia cu roboții, cu automatizarea? Deci de aici deduc că contează foarte mult și deduc și mă, e o chestie cunoscută, scuze, dar e încă o dată concluzionat, contează și momentul în care începi un business. Adică tu poți să începi un business bun, dar contează momentul la care îl începi. Dacă nu e momentul potrivit, cred că și eu ai prea în sine, a așteptat niște ani până s-a descoperit tehnologia pe care ei mizează. Așa este, da. E momentul oportun pe piață, este decisiv. Ceea ce facea UiPath și face UiPath, fac și alții. Nu a fost întâmplare că ei au reușit, au ajuns la timp într-un context extraordinar pentru ei. Și da, iată, o mână de tineri strânși într-un apartament din București, numai departe de acum 6 ani de zile, puneau pe picioare o afacere care astăzi e listată la bursa de la New York la vreo 40 de miliarde de dolari. Dar cum bine spuneai, da. Dar câți ar fi băgat banii atunci în puștanii aia din... Dar dacă nu mă înșel, cred că acum 6 ani, când ai zis tu că ei au început, acum 6 ani cred că au început povestea realitate, dar până acum 6 ani îi așteptau de vreo 5 ani. Adică deja lucrau, explorau, dar nu se lega momentul cu ce voiau ei să facă. Eu știu că ei, cred că cam de 10 ani încercau să facă aceste automatizări robotizate, dar nu găseau market fit-ul, potrivirea în piață. Da, iată că cumva, mă rog, această încăpățânare de a merge cu produsul tău mai departe, ea a jucat în favoarea lor, pentru că au ajuns la momentul potrivit. Când piața a fost pregătită, ei aveau deja un început de produs care a mers foarte bine. Cum s-au întâmplat lucrurile pentru IT Genetics? Ce face de fapt IT Genetics, compania pe care ai creat-o?
Metaforic aș spune că IT Genetics încearcă să optimizeze timpul pe care angajații companiilor îl petrec în diverse procese. IT Genetics a început de la a fi un integrator generalist de hardware, comerciant, deci aveam, aș putea spune, un profil gen EMAG în anii noștri, 2007-2010, cei de debut. Ulterior ne-am găsit drumul în viață, cum s-ar spune, sau i-am găsit companiei drumul în viață și ne-am dus către o zonă de business to business, lucrăm doar cu companii. Și ne-am nișat pe un domeniu care se numește în engleză Automatic Identification and Data Collection and Point of Sale. În română înseamnă identificare automată, colectare de date și puncte de vânzare. Practic, noi conectăm datele sau nu, activele unei companii sunt un sistem digital, astfel încât să le oferim oamenilor acces la date. Avem aplicații de genul trasabilitate, gestiune inventarului, trasabilitate în producție, mă refer, gestiunea inventarului, sisteme de vânzare pentru puncte de retail, de Horeca, cam asta e zona noastră de business, în principiu în producție, logistică și în retail. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Cum vezi tu oportunitatea digitalizării într-o țară ca România, care e o țară cu probleme, dar și cu ambiții? România are o oportunitate foarte mare. Într-adevăr, avem o ocazie și noi ca companie să contribuim mult, pentru că loc de digitalizare destul, cred că pentru noi și pentru toți competitorii noștri. Suntem într-o piață în creștere, în dezvoltare, aș zice emergentă, cum zic vesticii. Vesticii, uitându-se la ei, în general zic că sunt piețe emergente, în plină dezvoltare. Este loc de pus multe soluții. Noi lucrăm cu clienți unde nivelul lor de digitalizare este spre zero, adică când venim începem de la înlocui foaia și hârtia, încă mai sunt genul ăsta de companii și sunt alte companii care au ceva procese mai îngreunate pentru că lucrează manual, adică lucrează utilizând calculatoare și sisteme informatice, dar sisteme de calculator mai fel, dar lucrează încă manual, adică mută datele dintr-o aplicație într-alta. Noi încercăm să automatizăm cât putem și noi ca și portofoliu, compania IT Genetics și l-a dezvoltat. Noi am pornit inițial de la o nișă foarte îngustă, niște soluții de imprimare și am lărgit foarte mult portofoliu până am ajuns să avem toate soluțiile noastre de astăzi. Iar în sprijinul digitalizării ne-am lăsat anul acesta, la începutul anului, o soluție de gestiune a depozitelor, având, după cum îți ziceam, o implicare foarte mare în zona logistică, se numește Planogramă. Și este o soluție care încearcă să democratizeze puțin zona asta de warehouse management, pentru că, în general, soluțiile acestea sunt foarte complexe, greoaie, adică sunt cele de tip enterprise care costă și foarte mult pentru clienți și e și un proces foarte complex de implementare. Implementarea poate să dureze câțiva ani și noi am venit cu o soluție compactă, cam asta propunem companiilor mici și medii, o soluție fâșneață de a-ți gestiona depozitul și de a-ți eficientiza acolo toți lucrătorii din depozite și toate procesele care apar în procesul logistic, mai ales luând în calcul și dezvoltarea pieței de e-commerce, care, cum știi și tu probabil, tot de la an la an are creștere double digit, crește cu 30, 40, 50%, mai ales acum pe timpul ăsta al pandemiei, e clar că acolo e o creștere foarte mare. Vorbim despre afaceri care se derulează în domeniul privat, dar avem și domeniul public în România, un domeniu care are iarăși o nevoie uriașă de digitalizare. Din punctul tău de vedere, lăsând la o parte faptul că poate România nu are suficient bani, viziune politică sau mai știu ce, dacă ar trebui să ne apucăm de treabă acum, într-o țară ca România, pentru digitalizarea spațiului public, ce ar trebui făcut?
Cred că aici este un blocaj, Mirel, la nivel decizional. Deci, procesele de digitalizare pot dura într-adevăr niște ani, niște sisteme complexe, dar cumva în momentul în care vrei să schimbi lucrurile în sistemul public, eu cred că trec prin mai mulți factori de decizie și prin mai multe nivele de aprobare. Și cumva acolo se blochează lucrurile. Poate aș face o paralelă, nu știu, cu autostrăzile, cred că cu cea București-Brașov. S-au făcut studii de fezabilitate, s-au anulat, s-au reluat, iar s-a făcut studiu, iar s-a reluat. Deci cam asta cred că se întâmplă și în zona de digitalizare. Contează mult dacă există o viziune, o direcție, să se înceapă și să se urmărească terminarea ei. Adică să nu se oprească procesul la jumătate, urmând ca la următorul mandat să fie reluat de la zero. Eu cred că aici se rup destul de mult lucrurile la aprobări și asumare și factor decizional. Pentru că, să zicem, dacă e nevoie de un consens, consensul a trei oameni și doar doi sunt de acord și al treilea se opune, îți dai și tu seama că deja s-a blocat un proces întreg. Eu aici văd punctul sensibil. Da, mă gândesc ce boom economic ar putea avea loc în România dacă am accelerat puțin aceste procese de modernizare și digitalizare. Mă uit la țări care nu sunt departe de noi și care au avut parcurs ca al nostru. Mă gândeam la Estonia, care vine tot din spațiul fost comunist și care s-a digitalizat până în vârful unghiilor. Deci se poate, a devenit chiar vârful de lance în multe tehnologii din zona asta în Europa. Deci o țară mică a devenit semnificativă în zona asta. Iar România, cu piața pe care o are, cu armata de informaticieni extraordinari pe care o are, ar putea face miracole. Mie mi se pare că tehnologiile astea care vin din viitor sunt oportunitate uriașă și pentru economia românească, pentru că ne permit nouă să facem acel salt economic la care visăm de multă vreme și să reducem distanța asta economică dintre noi și vest. Cum vezi tu oportunitatea noilor tehnologii într-o țară ca România, care suferă din cauza asta? Suferim cu toții pentru faptul că nu trăim la București la fel de bine ca la Paris, că am putea. Într-adevăr, dacă legi datele, informațiile, statisticile despre piață, este cumva ciudat că noi nu suntem Estonia. Pentru că România este numărul 1 la numărul de tehnicieni IT în Europa. Deci în România se află cei mai mulți tehnicieni IT calificați, dacă nu mă înșel. Și dacă privești din unghiul ăsta fiind țara cu numărul 1 de tehnicieni, cei mai mulți, ar trebui să fim cel puțin Estonia, nu? Sau egal cu Estonia. Da, cred că contează mult și de mentalitate la toate nivelele. Degeaba avem aceste resurse interne dacă într-adevăr nu sunt puse și de domeniul public administrativ în folosință, nu sunt utilizate. E clar că nu există un blocaj de natură tehnică, adică de implementare sau de găsirea soluției tehnice, ci de creare și ducere la final a proiectelor. Cred că totuși se fac pași. Eu am resimțit și din prisma personală și din prisma companiei pași de digitalizare și în România, dar într-adevăr sunt mai încet decât se așteaptă toată lumea. Adică nu se mișcă tocmai cum ne-am dori, cum ai spus tu. Estonia poate foarte mult, dar cum ai zis, poate Franța sau... Cred că se pot face pași în direcția asta mai buni. Să ne bucurăm că există resursa, deci fiind atât de mulți, cred că, uite, în domeniul software sunt cam 27.000 de programatori în România. Nu, 27.000 de companii software sunt în România. E o resursă importantă și cu cât se mizează mai mult și în sectorul public, se va rezolva. Noi, din prisma noastră, ca și furnizori în sectorul public, pot să-ți spun că avem proiecte și lucrăm cu câteva administrații în zona de spitale, adică implementăm proiecte în domeniul ăsta și fiind, cum am pomenit mai devreme, furnizori de tehnologie și digitalizăm atât companii cât și în sectorul public, e clar că se fac pași. Din moment ce noi avem vânzări în sectorul ăsta și implementăm anumite soluții, nu știu, mai fi și managementul activelor și, nu știu, trasabilitatea, uite, a pacienților în zona de spitale, se investește și acolo, dar nu sunt pași atât de mari cât ne-am dorit. Dar dacă ne uităm... Scuză-mă, dacă ne uităm...
dacă ne uităm în 2010, se poate vedea, adică sunt diferențe. Am mai avut o la fel discuții amicale și mulți oameni mai pesimiști sunt, nu se face nimic în România. Eu îi contrazic, pentru că dacă mă uit la 2010 și la 2020, nu suntem în același loc. Adică e clar că s-au făcut progrese destul de mari, dar nu cât se putea sau nu cât se dorește. Cum ziceai tu, avem business noi și în Ungaria și în Bulgaria. Și într-adevăr, Ungaria este mai avansată tehnologic, adică au mult mai multe platforme digitale și în zona administrativă și în privat companiile cumva le simțim mai dezvoltate. Au ieșit o zonă industrială, gen toată amprenta asta de fabrici, cel puțin în domeniul automotive. Au un sector foarte mare industrial. E loc de dezvoltat în România, dar e bine să ne bucurăm că există multă oportunitate. Deci, noi fiind, discutând un pic de unghiul antreprenorial, ne bucurăm și Doamne ajută să avem cât mai multe companii care pornesc la drum și care lucrează în sensul ăsta, că în direcția digitalizării în România sunt multe, multe de făcut. Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Sunt foarte multe startup-uri care pun pe picioare în România și care fac produse destinate din start către piața internațională. Și atunci au oportunitate și pot să-și dezvolte afacerea și pot crea la baza societății românești acea presiune bună, pozitivă, care să urce și până în spațiul public, politic. Mi-ar place și mie să aud într-o campanie electorală că discutăm despre temele astea despre care vorbim aici, la această emisiune, despre tehnologii, despre oportunități și despre România asta care a început să meargă și care, din păcate, nu prea se vede pe la televizor, dar există o Românie tânără, foarte dinamică, foarte inovatoare, care merge. Există, să o vedem și pe asta, să vorbim și despre asta. Asta creștem. Asta chiar ai spus tu mai devreme, că dacă s-ar investi în digitalizarea publică, în România ar fi un boom economic și aș fi vrut să te completez, să zic acum, chiar cred că, nu știu dacă să-i spunem boom, dar România are o creștere economică bună, dacă nu mă înșel 6-7%, nu știu câte prognoza pentru anul acesta, care fiind primul an după fenomenul acesta al pandemiei, cred că e o creștere foarte bună. Exact cum ai zis tu, în România sunt niște forțe, nu știu dacă străini, români, tineri, adulți, dar sunt niște forțe care împing un motor economic. Într-adevăr, știu că contribuția sectorului IT la PIB de 6% și am citit uimit că în 3-4 ani se va duce către 12%, era o estimare. Deci, aparent, o efervescență foarte mare, foarte mare. Care ar fi proiectele tale de viitor? Mai avem un sfert de emisiune, aș vrea să auzim și despre cum vă proiectați tu și echipa ta în viitor, pe o piață care din ce ce mai dinamică, mai complexă, dar și mai apetisantă, aș zice. Mulțumesc de întrebare. Avem la IT Genetics trei direcții de dezvoltare. Una dintre ele este extinderea internațională. Cum pomeneai mai devreme, am focusat o direcție de dezvoltare a companiei către această extindere regională. Tu spuneai că toate companiile acum pornesc direct cu o viziune globală și într-adevăr așa este, pentru că dacă ai multe șanse de a eșua într-o piață mică, ai mai multe șanse de a reuși într-o piață foarte mare globală. Adică dacă în România nu ți-ai găsi piața țintă global, ai șanse să-ți găsești piața țintă, iar dacă ți-o găsești foarte repede, ai șansele de a avea o piață mult mai mare, de sute de ori mai mare decât dacă te-ai adresat doar local. IT Genetics, fiind o firmă de soluții IT, de digitalizare pentru companii, și implementând sisteme care au nevoie de mai multă finețe, prezență la locul de implementare, consultanță, suport, nu putem merge într-o direcție globală din start și am ales să ne extindem regional în Bulgaria și în Ungaria. Urmează să ne mai extindem și în alte țări.
Ne dorim să creăm un integrator puternic pe piața europeană din IT Genetics, să devină o companie de top în nișa noastră. Și deci această expansiune internațională e o linie de business către care ne uităm. A doua ar fi cea a roboților colaborativi. Începând de anul trecut, IT Genetics a început să implementeze roboți, dar nu cei de la UiPath, care sunt digitali, ci cei fizici, care brațe robotice, care ajută oamenii, sunt colaborativi și ajută la procese, nu știu, de sudare, de montare, de înșurubare, tot în general prin fabrici sau prin logistică. Iar a treia direcție pe care vreau să o dezvoltăm este aceasta a unui spin-off, unui startup desprins de IT Genetics, Planograma, care este un produs cu care avem o abordare globală și pe care îl dezvoltăm. Am început în piața românească, dar ne vom extinde și internațional cu un sistem de warehouse management pentru companiile mici și medii. Deci aceste trei planuri le avem noi pentru termen mediu, să zicem, pentru următorii 5 ani. Vom vedea unde ne aflăm atunci și ce facem mai departe. Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Eu întâlnesc din ce în ce mai multă lume care vine din zona asta de venture capital și care îmi spune că, băi, până acum alergau tinerii ăștia pe noi să le dăm bani, acum am început noi să alergăm după ei să le dăm bani, pentru că intră din ce în ce mai mulți bani în România în zona asta și, iarăși, mi se pare o oportunitate foarte mare. Ce le spune acestor tineri care poate să mai află încă pe băncile facultății în România și se întreabă ce vor face când vor ajunge pe piața muncii? Să aibă mult curaj, în primul rând. Să aibă curajul de a încerca și curajul de a merge mai departe dacă se întâmplă să eșueze în prima oportunitate. Știu mulți tineri care au încercat, business-uri au eșuat și au renunțat la drumul ăsta antreprenorial. E clar că aici este conectat de multă pasiune. Eu ce sfătuiesc toți tinerii este să facă orice, dar să facă cu pasiune. Deci în momentul în care vrei să devii antreprenor sau vrei să creezi un produs, un business, să fie în sfera ta și în zona ta de pasiune pentru a putea rezista eventualelor intemperii care apar pe drum. Dincolo de asta, cum vorbeam și cazul pe data, trebuie să creadă în produs și în piața aia, să testeze și să experimenteze lucruri în zona lor de pasiune. Am văzut multe business-uri care au pivotat, au pornit pe un drum, n-a funcționat și ulterior au pivotat către altă direcție, dar în aceeași arie sau în aceeași nișă. Și să performeze în ceea ce fac, cumva să-și urmărească, mereu să, cum a zis Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Niciodată să nu ajungă să creadă că le știu pe toate, sunt pe parcursul vieții constant lucruri de învățat și mereu să fie aviz de cunoaștere și de dezvoltare. Da, am ajuns la finalul emisiunii. Dacă tot faci roboți, am să te întreb dacă ai avea un robot care ar face absolut toate treburile pentru tine și ai avea tot timpul din lume numai pentru tine, ce ai face? Dacă aș avea un robot numai pentru mine, ce aș face eu sau ce ar face robotul? Nu, dacă robotul ar face toate treburile pe care toate le treburile faci pentru mine. Exact. Okay. Și ție îți rămâne tot timpul din lume doar pentru tine, ce ai face? Primul lucru care mi-a venit în cap, aș merge la mountain bike. Sunt pasionat de mountain bike, off-road pe munte și îmi place să merg la concursuri, deci foarte probabil aș petrece mult timp pe munte, dând în picioare. Frumos! Deci tot către pasiune ne-am orientat. Liviu, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venim din viitor pe Liviu Sima, fondator al companiei IT Genetics cu ramificații în Bulgaria și în Ungaria. Mai multe despre el și despre proiectele lui puteți afla la adresa liviusima.ro. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune Noi venim din viitor, pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent.
În ce privește viitorul, treaba stă așa. Ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună. Dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generală.